Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov. Vreau să vă comunic despre o promoție foarte interesantă, dar care este urgentă, deci ea va fi actuală până pe 8 mai. Acum e 5 mai, practic s-a terminat 5 mai, mai sunt practic 2 zile și ceva. Când se poate de primit 100 de monete de la site-ul Litbit, care au o valoare în jur de 100 de dolari. Pentru aceasta, ce trebuie să facem? Deci, uitați-vă. Când facem înregistrare pe acest site, dar cum trebuie să facem înregistrare? Deci, eu în martie am făcut o prezentare despre acest proiect. Cine a făcut înregistrare? Deci, trebuie să faceți un cont nou. Cu alt email, cu alt... скажем логин. Что скажем? Cu alt, spunem login. Alt email. Ca să înțelegeți pe ce merge vorba, deci când vă înregistrați, în interior este pagina lor Facebook pe care trecem, apăsând pe site la ei, se încarcă această pagină, unde este spusă despre această promoție detailat toată informația. Deci, este de pe data de 3, cum am spus, această promoție 5 zile, mai rămas încă 2 zile spre mișto. Mergem în jos, în jos, până găsim informația de pe data de 3 mai. Uitați-vă, de 3 mai. Special ofertă la campionatul de fotbal FIFA 2018. Deci ei au o promoție cu 10 milioane de monede LBT, unde pentru fiecare înregistrat dau 100 de monede. Nu nou care pentru referal, dar deci persoana care se înregistrează, dacă îndeplinește condițiile acestea care sunt aici spuse, 5, el primește 100 de monede. Deci, care este prima condiție? Trebuie să faceți legătură la grupul Telegram. Deci, faceți copii, intrați în chat. Deci, dați la căutare acest chat și o să iasă acest chat. Let Bit Airdrop. Unde faceți join și vă uniți. Acum, ce trebuie de făcut la pasul 2? Deci la pasul 2 trebuie de creat un cont nou. Cum de creat? Sub acest video este un link de referal care dacă treceți apare o formă de înregistrare. Deci în interior nu ne trebuie să uitați-o. Ne trebuie să acest link pentru a invita oameni. Și a doilea informație care ne trebuie să în interior este să intrăm în direcția Wallet, portofelul nostru, unde găsim adresa la portofel. Deci el adresa este aici când apăsăm pe depozit LBT. Și aici, uitați, este adresa noastră, pe care tot o copiem și o trimitem în Telegram. Acest lucru se face la pasul 4. Deci noi cum suntem la pasul 2, când trebuie să facem înregistrare. Cum facem înregistrarea? Cum vă arăt? Deci când ies din cont, aici este o leacă interesant. Deci uitați-vă, când facem înregistrare, apăsăm pe linkul care e sub acest video, apare acest tabel de completat. Nu alegem țara, sau mai bine zis forma de completat. Noi alegem țara din care suntem. Nume, scrim prenume, e-mail.
парола. Mai jos persoana cineva a invitat rămâne. Aici e mi place, pentru că eu am lăsat datele care le-am eu. Trebuie. Deci introduceți corect, se vede că eu pus parola. Am făcut ca exemplu una simplă. Deci trebuie să apară aici cu oranj. Ca să puteți bufași. Când apăsați pe acest buton, apare o inscripție. Așa ceva, că ați făcut înregistrare cu succes, dar totuși trebuie să faceți verificare la e-mail, pentru ce trebuie să intrați în poștă electronică. Când intrați în poștă electronică, aici atenție că se face verificarea la e-mail în două etape. Prima etapă, apăsați pe linkul acesta, după care se deschide o formă, unde trebuie din nou să bufăm că nu suntem robot și doar după ce apare oranj aici butonul acesta pentru verificare, deci trebuie de apăsat pe el. După ce am apăsat, deja o să apară altă inscripție aici, că cu succes am făcut verificarea. După ce ne permite să intrăm în cont cu e-mail-ul și cu parola care am indicat-o, dacă se apară din nou oranj, trebuie să facem iar nu sunt robot, să apare posibilitatea de a... Acum, mai departe, asta la noi a fost pasul 2, am creat cont. Pasul 3, am verificat contul. Pasul 4, trebuie să introducem datele în bot. Care îl copiem de aici. Intrăm în Telegram. Lăsăm aici informația. Și trecem la bot. Deci bot ăsta e robot care automat el face unele lucruri dacă noi ceva trimitem. Deci primul rând, aici jos o să fie inscripție start, care apăsați. A doua inscripție care o scrim, aici scrim manual, airdrop, vedeți că scrie airdrop, 7 litri. Air. Apăsați și trimiteți. După ce ați făcut acest lucru, apare această inscripție, unde spune că trebuie să indicați e-mail-ul la adresa indicată la înregistrare. Deci eu am făcut înregistrare cu acest e-mail, l-am scris aici și l-am trimis. După ce am trimis e-mail-ul, pasul următor trebuie să arăt portofelul meu LBT, care am arătat unde îl găsim acolo la Wallet Deposit. Îl copiez, îl plasați aici. După aceea apare această inscripție unde spune că dacă vreți să verificați ce date ați trimis, scriți review airdrop. Deci eu am scris review airdrop și am trimis. Și a apărut inscripția aceasta, că eu am trimis e-mail-ul acesta și portofelul acesta. Deci asta e ce trebuie de făcut. Pe urmă, acesta a fost 4. Pasul 4. Dacă informația este corectă, după ce vor fi verificate de ei, vom primi 100 de monede în portofel. Pentru fiecare invitat, la fel putem primi 3 monede. Toate aceste monede vor putea fi folosite deja după 9 mai, ora 10 GMT, se va putea schimba. Discurs, o să vedem ce va fi. Deci după data de 9 mai. Deci nu e complicat. În interior intrăm cu e-mail-ul. Indicat și parola. Deci până n-am introdus, datele nu apare.
Deci trebuie de fiecare dată depus că nu suntem roboți, atunci el apare acest oranj. Apăsăm. Eu puțin. Verifică și pe urmă nimerim în interior. Ori spune că avem greșeală. Deci eu am făcut o greșeală. Deci, după ce am intrat în interior, periodic verificăm, deci, portofelul, unde ar trebui să apară monetele noastre. Dacă vrem să cumpărăm monete, de pe spate poți ori în efir, ori în bitcoin. Bitcoin nu merge, efirul. De depus. Deci portofelul nostru, cum am spus, aici îl găsim. Acesta îl copiem și îl trimitem. Linkul de referral aici. Deci este foarte bine de invitat că fiecare persoană care va participa pe urmă la pariuri, dar pariurile la noi aici, nu vom putea, este va fi campionatul lumii, unde persoanele invitate de noi, de pe el a pus pariu 100 de monete, 26 de monete prin noi ca bonus. Nu era rău, cred. Până când deci e 0, când încă nu s-a început promoție, după 9 mai, posibil că putem să le mișcăm în interior, să facem pariuri. Acum, dacă vreți, puteți cu bani proprii. Deci pariuri diferite jocuri în toată lumea, văd că Macara, Ecuador, deci multe echipe, America Latina. Cine este pasionat de fotbal, deci șansa bună de a câștiga pe tema dată. Dacă nu, putem pur și simplu să vindem acele monete care le primim în jur de $100 când va funcționa bursa aceasta lor interioară după 9 mai. Cam atât ce am răspuns, numai bine.